Înainte de a intra în subiectul propriu-zis, vreau să spun două lucruri. Unul, un cuvânt de laudă pentru Domnul. Citim din Psalmul 107, versetul 21 și 22. Pot iar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Să-i aducă jertfe de mulțumiri și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. Amin. Amin. Dragi tineri, nu știu exact cât de mult apreciați harul care v-a fost dat astăzi și în general în vremea aceasta. Să fiți în adunare, în libertate, cu Biblie în mână, cu bucurie, la părtășie frățească. Ne-au povestit frații întorși din misiune din Mauritania, că o tânără de acolo este o țară cu legi musulmane, unde se aplică șaria. Domnul și s-a dus, era într-o familie înstărită, s-a dus la o părtășie, n-au voie să se adune mai mult de 7 pentru anumite depistați. Și pentru că avea posibilitate, s-a dus cu un taxi. Dar a uitat poșeta în taxi. Asimetristul s-a uitat la acte și a dus acasă la tatăl ei. Și s-a găsit Biblia în poșetă. Când s-a întors acasă, tatăl ei a bătut-o și a ars-o, a ucis-o acasă. Acolo nu trebuie tribunal pentru așa ceva ca să te judeci. Totul se produce ad hoc. Și voi, iată că ați avut astăzi mare har, să-L lăudați pe Domnul pentru bunătatea Lui. Slavă Domnului! Și voi, tineri, că nu știți nici ce e armata de cum război. Lăudați pe Domnul, în numele Lui să fie slăvit. Un al doilea adevăr de care vreau să vă conștientizez, noi ca părinți, ca slujitori, părinți spirituali, când e vorba să vă învățăm, ne gândim la ce ar fi mai bun și mai plăcut înaintea Domnului, ne simțim dator să o facem. În Psalmul 78 este scris, citesc de la versetul 5, El, adică Dumnezeu, a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri și să învețe în ea copiii, ca să fie cunoscut de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari să vorbească despre ea copiilor lor. Deci așa vrea să vă învățăm ca și voi la rândul vostru să puteți duce învățătura să învățați pe alții. Spune în Cartea Proverbele, capitolul 31, versetul 2, o mamă, înainte de a spune ceva fiului ei, și-a pus trei întrebări pe care aș vrea să conștientizați că noi ni le punem înainte de a spune ceva. Ce să spun fiului? Ce să spun fiul trupului meu? Și mai mult decât truda fizică, părintească. Ce să spun fiului rodul juruinților mele, amintiți-vă de Ana, care și-a dorit fiul ei să fie ceva. Ne dorim și noi să fiți în templul Domnului, amin. Așa cum s-a făgăduit pentru cei din Filadelfia. Doamne ajută! Amin! Amin. Acum să intrăm în cuvântul care s-a cerut. Vă rog să deschideți Scriptura la a doua Timotei, capitolele 2 și 3. Mă bucur că aud Scripturile răspoindu-se. Eu sunt un dușman declarat al proiectoarelor pentru Scripturi. Proiectorul aruncă Biblia din adunare. La proiector vezi un verset două. În Biblie vezi două pagini deodată. În 2 Timotei, capitolul 2, scrie de la versetul 20. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru întrebuințare de cinste, iar altele pentru întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, cum se spunea când e vorba de mărturisire, deci ce aveți de curățit? Va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, și apar următoarele cuvinte care se regăsesc în aceeași exprimare și 3 cu 17. Destoinic
pentru orice lucrare bună. Slujire, căsătorie, profesional, orice lucrare bună. Deci tânărul cu viață, cu inimă curată, va putea să fie destoinic, capabil, ager, priceput, cum vreți să spuneți, pentru orice lucrare bună. Aceeași exprimare apare în 3 cu 17, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, vă dați seama, desăvârșit. Și aici apare încă ceva în plus, cu totul destoinic. Așa cum a fost Daniel și ceilalți, de 10 ori mai capabili decât toți ceilalți. Cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Vreți să deveniți așa? Dacă da, înseamnă că vă interesează ce vă vom spune. Deci să fiți super capabili. Pentru orice lucrare bună, în domeniul spiritualului, materialului, cum sunt făgăduințe pentru Evlavie, pentru viacul de acum, pentru viața de aici și pentru viața viitoare. Doamne, ajută! Și ca să vă fie ușor de ținut minte, vă voi spune 4 lucruri care încep cu aceeași literă. În primul rând, am citit în 2 cu 21, dar dacă cineva se curățește, prima cerință, curăție la inimă întâi și apoi întreaga ființă. Să citim câteva versete care ne vorbesc despre curăție. În primul rând, Evrei, capitolul 9, unde este scris despre harul, despre modalitatea prin care noi putem să devenim curați. Că știți că scrie Neemia că și dacă te-ai spălat cu cele mai bune soluții și erau în vremea aceea, zice, mizeria tot nu iese din tine. Cineva și-a imaginat sau a visat, nu mai știu exact cum am citit, că a ajuns la poarta Raiului și aproape mulți aveau haine murdare. Și spunea că la curățătoria bisericii a spus că sunt bune. Eu n-am văzut pete pe el. Și au venit niște oameni care au trecut așa, ca și la un aparat, știți, ca și la aeroport, dacă e regulă, nu m-ați face semn să nu lupiu aparat. Și treaba de aștia, unde și le-au curățit? Și ascultați cum se produce curățirea nouă cu 14. Cu cât, hai și trece, să înțelegem, căci dacă sângele taurilor și a țapilor și cerușa unui vaci stropite peste cei invitații sfințește și le aduce curățirea Duhului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel Vechi s-a adus pe sine sub jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte. Și, cum se spunea prima dată, e vorba de slujire. Ca să slujiți Dumnezeul celui viu. Mulțumim Tatălui că Iisus Hristos s-a jertfit pentru noi. Și sângele Lui ne curățește și orice păcat unui an, unul cu 90. Slăviți să fie Domnul! Curățește inclusiv cugetul. Să știți, evrei din Vechiul Testament, când aduceau jertfă, ei erau liniștiți. Expresia în ebraică, capaf, ai spășit, înseamnă a acoperi, dar ei știau că e doar acoperit, nu e rezolvată problema. Evreul nu putea să aibă o încredințare de plină, o liniște, pentru că nu era suficient. A păcătuit un om și a duce în schimb un miel, fie și un sap sau un vițel. Doar prin credință că s-a aștepta la ceva mai mult, de aceea Abel a adus cele mai bune oi, din tot ce a avut el mai bun, s-o putea că mai mult nu poate oferi. Abia când a murit Domnul Iisus Hristos și cugetul nostru, conștiința, primește libertate de plină, că am fost iertați pe deplin. Gloria Domnului! Nici Dumnezeu, cel care are capacitate desăvârșită, nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Nici el nu le mai vede, cum profeția Balam cândva. Și Domnul nu vede vreo nelegiuire. Mulțumim Domnului de această sfântă curățire. Da, asta se supune mărturisire, cere de iertare înaintea Domnului și apoi o viață curată. Dumnezeu ne-a dat haine albe, spune în Apocalipsa, să vedem, că nu cumva să nu avem drept acces pe porți în cetate. În ce privește curăția, vreau să mai adaug câteva versete ca să vedeți cât de importante sunt asta înaintea lui Dumnezeu.
Luăm un caz, cartea Genesa, capitolul 20, este scris aici despre Abimelec. A comis greșeala să ia pe Sara, așa, sub tentația frumuseții ei și a declarației lui Avram. Știți, Dumnezeu a intervenit, i-a luat și scrie în versetul 5. Nu mi-a spus el că este soră sa? Și n-a zis el să-și că este fratele său? Eu am lucrat cu inimă curată. Versetul 6. Dumnezeu i-a zis, știu că ai lucrat cu inimă curată. De aceea te-am ferit să păcătești. Adică el a fost sincer, că și asta înseamnă curăție. Domnul Iisus ne-a spălat. Dar ca să nu mai păcătuiești, cum spunea femeii, eu nu o să duce să nu mai păcătuiești, fii cu inimă curată. Dacă te simți vinovat, dacă ai păcate ascunse, ranchiună, gelozie, nu continua să slujești așa. Mărturisește de Domnul, dacă nu poți să te eliberezi, mărturisește la vreun frate, cere ajutor, că pe cei cu inima curată îi păzește Dumnezeu ca să nu mai păcătuiască. Spune în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 5. Ținta poruncii este dragoste. Care vine? Adică de aici pleacă lucrurile. Dintr-o inimă curată. Cuget bun. Deci cugetul se curățește. Ai libertatea că ești iertat. Nu mai este nicio osândire, zice Romanul 1. Dar tot cugetul, conștiința, mai cu seamă dacă e iluminat de Duhul Sfânt, îți spune, vezi că ai plin bine, că ai greșit. Nu te du așa. Fii sincer. Repet, și asta ține de curăție. Spunea David în rugăciunea sa, 1 Cronici, capitolul 29, când și-a adus darul și-a văzut că și alții le aduc și de bună voie, zice în versetul 17, știu Dumnezeu că tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă. Ține Dumnezeu foarte mult la asta. Vă amintiți pe cine l-a vindecat Dumnezeu și a lovit viața, că a putut să spună rugăciune cuvintele, Doamne, știi că am lucrat cu inimă curată? Da, Dumnezeu ține mult la asta. Mulțumim Domnului de harul curățirii. Amin. Și să ne luptăm, să ne păstrăm curățirea, să fim curați. Doamne, ajută! Amin. Asta e foarte, foarte important. Fără aceasta, este o probă eliminatorie. Nu putem să continuăm nici discuția noastră, nici slujirea, absolut nimic. Și după ce am fost curățit, să ne ajute Domnul să ne fie dat harul, cum spune în a doua Corinteni, capitolul 7, versetul 1, astfel dat, fiindcă avem astfel de făgăduințe, Dumnezeu să ne fie Tatăl, noi, voi, fii și fiice, să ne curățim. Și fie că astăzi tine să nu meargă cu conștiința apăsată și cu hainele murdare. De orice întinăciune a cărnii și a Duhului, în toate entitățile ființei umane, Duh, suflet, trup. Și apoi să ne duce sfințirea până la capăt. În frică de Dumnezeu. Amin. În al doilea rând, după curățire, ne întoarcem la textul din 2 Timotei 3. Și legăm aceste două idei între ele. 2 Timotei 3, de la versetul 16. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, dar numai într-o condiție, în neprihănire. Adică să nu se aștepte cineva, al doilea punct e cunoaștere, un echivalent al înțelepciunii, să fie toate cu litera C. Să nu creadă cineva că Dumnezeu înțelepcește pe omul care nu-i curat, care nu trăiește în neprihănire. Dumnezeu pe cei înțelepci prinde vicenia lor, la cei care nu iubesc adevărul, le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Zice cartea Daniel, capitolul 12, în finalul ei, versetul 10. Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți, cei ce vor face rău. Niciunul din cei răi nu va înțelege. Numai cei percepuți vor înțelege. De aceea să nu se aștepte pe cineva și să nu doriți să fie promovați oameni care nu sunt curați în slujire, nici să nu doriți, care știți că nu-i cu viața curată, să-i ascultați.
nici cântări, nici predici. De la ei n-ai cu ce să te aștepți. E un amestec, un sincretism păcătos. Cunoașterea, înțelepciunea se primește în condiții de neprihănire. Dă înțelepciune în neprihănire. E bine că face Dumnezeu așa. Când s-a pus problema așa, zice Matei 11, că s-a rugat Domnul și a zis te laudă, Tatăl, doar fiindcă te-ai răspuns de ce înțelepciune priceput, te-ai descoperit prunci, ăștia care sunt gata să se nască din nou și accepte ca niște copilași, că dacă nu ne zberim ca ei, nici nu intrăm în împărăție. Și zice acolo, da, Tată, te laud, așa ai găsit tu cu cale. Mărit să fie Domnul, procedura asta vine cu gândată. Deci, în condiții de curăție, pășim în cunoaștere. Și spune aici, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 14 și 15, tu să rămâi lucrurile pe care le-ai învățat. Foarte bine să aveți Biblie. Care nu aveți Biblie, dacă nu le-ați uitat, să admitem excepții. De aceea nu pun fiecare să ridice mâna sus cu Biblia, poate cineva a uitat. Dar dacă de cum v-a obișnuit să mergi la adunare fără Biblie, sau Biblia nu-i lipită de voi în fiecare zi, voi sunteți în mare pericol. Voi mergi pe drumuri necunoscute fără GPS. Indicatoare sunt și bune și rele. Trăim în mijloacele de amăgire. Și de care ești deplin încredințat. Adică trebuie să ajungi la cunoștința deplină a adevărului, spune Scriptura. Că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Am ținut întâi să vă citesc că în neprihănire se dă înțelepciunea, dar nu doar în neprihănire, în cercetare, dar nu fără neprihănire. Înțelepciunea are de-a face cu mântuirea, are de-a face cu slujirea. Pentru că spune în Evrei, capitolul 5, fiind vorba de slujire, versetul 12. Hai și 11. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri greu de trecuit, fiindcă v-ați făcut greu la pricepere. În adevăr, voi care de mult nu trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele de fie adevărurile cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, de hrană tare. Și oricine nu se rănește cât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia care o judecată s-a deprins prin întrebuințare, să deosebească binele de rău. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare și să înaintăm în cunoaștere. Anul acesta e pe sfârșit. Aș citi Biblia anul acesta. Măcar o dată. Eu zic la tinerețe, ar trebui de două ori. Amin. N-o să vă rămână timp de like-uri pe Facebook și pe alte nevoii. Nici măcar de povesti la telefon vrute și nevrute. Tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Folosiți-vă mintea acum, după 24 de ani, capacitatea de reținere a memoriei scade. Din pruncie cunoști. Și apoi completează-ți înțelepciunea pe lângă ce ai învățat acasă prin slujitor. Deci știi la cine ai învățat, de la mama, de la bunica, și apoi de la padre, că l-a luat cu el. Foarte important. Mă întreabă unii frate, dar cum știi versetele pe unde steau în Biblie? Am citit în copilărie. De atunci le am. Învățam foarte ușor poezii și acum mai învăț uneori. Nu mai merge așa. Deci mulțumesc Domnului că mi-a dat memorie bună. Degeaba, nu pot concura cu mântuirea. Dragii mei, Dumnezeu vrea, amintiți unde scrie, ce profet, să fie plin pământul de cunoștința Domnului ca fundul mării de apă care l-a făcut. Cine știe unde scrie? Așa, știți și unde? Să dea Domnul să fie plin. Noul Testament, Coloseni 3 cu 16, cuvântul lui Hristos să o crească din? Ce aia belșug? La un magazin unde este belșug, sau într-o grădină unde e belșug, nu te duci să întrebi pe cineva că unde scrie și nu găsești. Puteți folosi și concordanțe. Pe telefon, să aveți Biblia, în mașină, audio. În diferite ocazii.
Știu, la serviciu, dacă îți permite situația, cu cărți, cumva. Nu tot muzică, dragii mei, are și cântarea locul ei. Dar întâi cunoașterea vine prin Scriptură. Amin. Amin, amin. Văzut uneori tineri care, dacă cineva cântă o cântare, nu știu și ei. Dar când citești, nu sunt la fel de sigur pe ceea ce se spune, se citește. Dumnezeu să vă dea dragoste față de Sfintele. Amin. Să vă îmbogățească în cunoașterea Sfântului. Amin. Psalmul 119 este o operă extraordinară al căruia știți în stil acrostic, tot câte 8 versete încep cu câte o literă al alfabetului ebraic, 8x22, 176, și vă rețin doar cu câteva dintre versetele de aici care evidențiază aceasta. Spune Psalmul 119, versetul 9, v-am spus să legăm curăția de cunoaștere. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se la cuvântul tău. Vedeți? Relația dintre curăție și cunoaștere. Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Întoarcem pagina la Psalmul acesta, versetul 99. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei. Căci mă gândesc la învățăturile tale mai multă pricepere decât bătrânii. Căci păzesc poruncile tale. Doamne, ajută-mi! Sau 105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele. Nu învăță Biblia numai așa ca să ne lăudăm cu oștim. Nu-i vorba doar de cultură generală. Biblia e ceva ce ai nevoie în viață, dragul meu. Nu sunt cunoștințe biblice de prisos. Nici cele din Vechiul Testament care sunt legate de jertfe sau lucruri care acum nu se mai întrebuințează, că s-a încheiat cu legea și cu preoția aronică. Și acelea sunt niște simboluri, au fost niște lucruri lăsate spre pedagogie, au fost scrise, zice în Corinteni 10, pentru învățătura noastră. Cunoașterea Scripturilor, păi pentru predicator, numai dragi mei. E pentru noi necesară întrăirea unei vieți frumoase. Doamne, ajută-mă! Știți întâmplarea aceea, cât e de reală sau de ipotetică, nu știu, dar e foarte bună, că cineva trebuia să meargă repede, a venit un altul să le-a să ducă la gara sau la aeroport și zice, gata, geamantan, și numai puțin, că m-am să-mi pun o carte de istorie, una de cântări, una de poezii, o lanternă, un binoclu, o hartă, păi, dar unde mai e cap? Ia o Biblie din asta și pune în colț, aici. Aici este doar. Este extraordinar. Țineți minte, vă citesc un verset. Sunt cuvinte care a rostit Dumnezeu, nu vreun proroc. Iosua, capitolul 1. Versetul 8. Cartea aceasta a legii. E vorba numai cei până aici, a spus că a învățat evreu. Nu atâta e scris, ține mâna stângă. Despre asta vorbim Dumnezeu. Cartea aceasta a legii să nu se departeze de gura ta. Cugeți asupra ei zi și noapte. M-a întrebat odată un tânăr evreu cu un rabin. Dar îți când îmi pot permite să facă lucruri cu tot Tora, Tora, Tora? Nu zic un alt. Nu zic rabinul. Câțiva când nu-i nici zi, nici noapte fac ceva. Dar zi și noapte pentru asta. Nu pentru sport, pentru filme. Alea sunt invenții demonice. Ca să atragă pe oameni în cursa lui. Căutând să faci tot ce-i scris în ea, a spus și practică. Căci atunci vei zbândi în toate lucrările tale și am credit din modei. Și atunci vei lucra cu înțelepciune. Mă, dragii mei, dacă cu atât ești înțelept, da cu atât, cu toate. Și super înțelept. Și fără ea, poți să ai N doctorate. În viață, în fața ispitelor, a problemelor vieții, falimentezi. Dumnezeu să vă dea adevărata cunoaștere. Amin. Chemare. Foarte important. La mântuire. La slujire. Avem de a face cu un Dumnezeu care ne-a făcut parte de ceea ce scrie în Evrei, capitolul 3, versetul 1. De aceea, frați, fiți care aveți parte de chemarea cerească. Auzi.
și strige Dumnezeu din cer, te cheme la împărăția cerurilor. Asta nu poate fi echivalat cu nicio chemare, Domnule. Și pentru cel mai special post. Citeam despre, pare niște George Patton, sau să nu greșesc, s-a oferit postul de ambasador al Regatului Unit undeva, într-o țară, dar vrea să meargă acolo misionar. S-a oferit un salar bun. Și el a zis, n-am niciun comentariu asupra remunerației. Dar postul e prea mic. Slujba e prea mică în acord cu chemarea care m-a dat-o Dumnezeu. Și a merge acolo misionar este ceva mult mai mult decât a merge ambasador. Da? Povesteau frații de la Londra, am scris în revista Dragoste pentru Adevăr, despre misiunea aceea pe fluviul Elisei. Când de la Krasnoiarsk, așa a îngăduit Dumnezeu, regiunea aceea hotărât să facă un recensământ foarte amănunțit pe diferite domenii, spre Polul Nord, pe fluviu, și a chemat de la toate departamentele, poliție, social și așa mai departe. Și a chemat și de la biserici. Nu s-au găsit nici de la ortodoxi, nici de catolici să meargă, și s-au dus frații. Și în ziua când s-a lansat vaporul, asta mi-a plăcut enorm, unii au fost acolo de la primărie, toate specialitățile, și zice, a fost și de la cea mai importantă instituție, Biserica lui Dumnezeu. Și așa a dat Dumnezeu că au tot cerut, așa câte unul, câte unul, sponsorizați de stat. 12 au plecat de la biserică să misioneze. Două luni pe cheltuiala asta. De o persoană ar fi fost, nu știu, mult, dar de 12. Pentru că nu există instituție mai importantă decât împărăția lui Dumnezeu. Și cu ambasada ei pământească numită biserică. Amin. Nu știu dacă toți s-a simțit chemat. Dacă v-ați auzit clas. Nu se aude neapărat vocal, ca și la Matei, să spună Domnul, vino după mine. Dar este o chemare. Povestea frate de Victor Julian de la Cluj, nu uita asta că a povestit la nuntă la noi. Era un tânăr care se întreba unde e adevărul. Și a auzat mintea lui o voce, Victor întoarce de la Dumnezeu. S-a dus la biserică, cartier, s-a dus la catedrală, i-a spus la prelatul de acolo și acesta i-a zis, măi tinere, asta e mare, e mare, să nu mai ieșești de aici. Dar el zice, auzeam într-una mintea mea, Victor, întoarce-te la Dumnezeu. Și m-am rugat, Doamne, când, cum și unde? Și într-o noapte se făcea ca și în stradă, vede o bunicuță și o întreabă, unde te duci? Și zice, la biserică, hai cu mine. Când a ieșit duminica dimineața, totul din care era stradă. Și exact, discuția s-a derulat ca în și spunea el, rețin textual, m-am dus și dus am fost. L-a chemat Domnul apoi și l-a predicat. Mai chemări, chemări, numele Domnului să fie. Vreau să vă dau aici ca exemplu pe Samuel. Spune Scriptura în 1 Samuel, capitolul 3. Că, știți, a fost dus de părinți la templu, și făcea acolo diferite slujiri, cum poate ați făcut și voi. Ați slujit cu grupele de copii. Versetul 1, tânărul Samuel slujea Domnului. Eu zic adolescent, pentru că în versetul 1 scrie tânărul, în versetul 8, parte finală, deci ei a înțeles că Domnul chiar pe copil. Știți, l-a chemat odată, de două, de trei ori. Aș parafraza oricum chemările astea. Poate n-ați înțeles de prima dată. Vă fi vorbit Domnul într-o predic. Cum a zis o mamă către un băiat, zice, Ionele, fii atent că astăzi predicatorul te strâng. Eu a fost foarte atent, dar numele nominal nu și l-a auzit. Și mama zice, da, atunci când a vorbit de copiii care se poartă așa, așa nu știu de tine era vorba. Și da, nu m-a strigat, nu. Dacă vei fi atent, vei ști, mie mi s-a întâmplat, nu de puțin ori, să vină așa chiar și tine, vorbind de voi. Și-o spus, frate, Domnul te-a trimis astăzi aici pentru mine. Dumnezeu, pe lista Lui, în sarcina Duhului Sfânt, în dimineața asta, a lăsat ca unii să fie chemați. Amin. Chemați la o viață curată. Amin.
chemați la cunoaștere sfânt, chemați la mântuire, la slujire binecuvântată. Noi rosti chemarea. Și l-am chemat încă o dată, nu și-a dat seama. Nu cunoștea pe Domnul maniera de lucru a lui Dumnezeu. A trebuit să lămurească bătrânul el, până când a ajuns să spună, spune versetul 9, 10, vorbește că rogul tău ascultă. Dumnezeu se vede harul ascultării. Și apoi să vă asculte și pe voi când veți striga la Domnul, numele Lui să fie bine. Să ai mare har, să te cheme Dumnezeu la mântuire și să te cheme și într-o slujire. Mă întreabă unii frate, dar cum pot să știu când și cum m-a chemat Domnul slujire? Spune Scriptura în Roman, capitolul 12, vă citesc versetul 1. Vă îndemn dar pentru îndurarea lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, cum de astăzi ați venit aici, sfântă, echivalentul curățirii, am spune, plăcută lui Dumnezeu, să cunoști. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Așa, pune-te la îndemâna Domnului, fii un vas curat și vei fi folositor, va decide Dumnezeu la ce să te folosească. Mărit să fie tăcole la mine. Eu unii cheamă Domnul la predicat. Eu am înțeles aceasta, să dau exemplu. Deși am fost foarte timid până să-mi dau drumul. M-am avut un bunic proroc, care într-o noapte a venit o persoană îmbrăcată în haine albe de la el și i-a spus: astăzi va veni nepotul tău la tine. Să-i spui să citească 1 Timotei 4, de la 10 la 16. Și să știe că asta e chemarea lui Dumnezeu pentru el. Și aici este sfatul lui Pavel către Timotei. Pentru că David este de învățător, nimic mai mult. Și am înțeles și să mă ajute Domnul, cum spunea Pavel, să conduce slujirea. Amin. Să vă ajute pe fiecare dintre voi. Domnul pe altul l-a chemat în domeniul cântărilor, a mijlocirilor, a îndemnărilor. Eu, de exemplu, nu sunt bun la îndemnă. Nu-mi place să mă repet. Cei cu darul îndemnării sunt mai insistenți. Noi, învățătorii, facem slujba aici. Și cu darul îndemnării intră cam schimbul 2. Noi nu suntem ca Elisei. Du-te și te scaută în Iordan. Numai cu predica asta se vindeca Naaman. Au intrat cei cu darul îndemnării. Au dat nimic. Dar știi cum a zis? Și ăștia cu darul îndemnării. Îndemnați, surori, frați, încurajați, îmbărbătați. Auzi, hai încearcă. Te ajut și eu. Mai trimiteți un mesaj telefonic, un verset din Biblie, un cuvânt care Domnul vi-l dă. Foarte important. Dumnezeu să bagă. Nu am chemare pe linie evanghelist. Cunosc cazul unui frate evanghelist. Eram cu el și am luat un om în mașină. Eu am zis, îl duc, nu iau bani. După câteva minute, fratele ăsta începe imediat la evanghelită. Și mă întreabă, dar tu de ce nu ai seama așa? Dar să-i zici tu, că tu ești șoferul. M-am gândit, dar nu știam ce se zic. Eu nu mă ușor nici să mă întrebe cineva și adesea primesc de la Domnul și să spun, deși de nu știam. Dar să iau inițiativa acolo la evanghelist, nu mi-e dat. Dar sunt care au darul ăsta în mod deosebit. Știu cazul acestui frate, se întorcea din misiune de Europenia și era undeva o nuntă. Și o zis, uite cât sunt aici, când am punea noi la adunare, ești un sfert. Oprim, trebuie să ne vezi prin cuvânt. Cum să vezi pe cuvântul la nuntă, la unde nu? Știu cazul direct, de la mâna întâi, nu mâna. Întâmplări reși și repovestit. O zis, faceți corect, câți bani aveți, intrăm, restul după aparține. O zis, avem un cadou și o urare pentru mine. Dar noi ne grăbim, suntem în drum, vă rog să te dați voi acum. Oamenii că nu erau beți, era la început și le-a ținut un mesaj de la 15 minute. Și apoi a putut să plece liniștit mai departe. Da, chemarea se identifică. Că Dumnezeu îți dă uneltele necesare ca să-ți poți face lucrarea.
Dar asta numai dacă e curăție, dacă e cunoaștere, vine chemare. Cu Dumnezeu să vă vine cu amin. Chemare în mare mântuire și chemare într-o slujbă. Amin. Măriți să fie Doamne. Dar cum Doamne, ca de asta spun în spate, ca și ultimul lucru, crește. Asta cum zice în Efeseni 4, în toate privințele. Creștere în cunoaștere, creștere în sensul dezvoltării, slujirii. Niciun om nu s-a născut mare. Toți s-au născut mici. Nu o să fie întreg. Și apoi, este crește. Hai să citim câteva versete în privința aceasta. 2 Timotei, capitolul 1. Versetul 6. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine. Deci îi pusese dat. Este în tine. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință, să nu fie rușine. Și să-ți dai drumul, slujire. Să întoarci pe foaie în urmă, 4 cu 13. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare, la învățătura și la altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine. Și cunoaștem situații de tineri care au primit darul prorociei și s-a stins. Că dacă nu stai cu post, cu rugăciune, dacă nu stai în turnul de veche, nu este creștere spirituală. Dacă tu ca predicator sau cu darul de nări, nu ești pe fază, să ai harul să fii la îndemâna Domnului, să te pregătești. Nu crești spiritual. Versetul 15. Puneți pe inimă aceste lucruri. Să fie pasiunea ta. Îndeletnicește-te în totul cu ele. Să reținut asta. Deci un predicator nu mai poate să facă și altceva. Mi-a povestit un frate din Italia că s-a dus la ei în casă un predicator și a luat telecomanda de pe colțar și s-a uitat pe telesport. Mă, nici gata nu era de la altă că îl ținea acolo. Și s-a indignat. Și într-un spre biserică i-a zis, personal, mi-a povestit gata. Frate, acum, care de ce să-l comentez când o să plec? Și auzi, eu pot vedea un medic și apoi eu pot predica. N-am mai predicat mult. Dar sunt unii cărora le merge. Numele că nu se poate. Deci dacă vrei creștere spirituală, îndeletnicește-te în totul cu ele. Amin. Să nu vi se pară că asta e habornicie. Mă adică numai asta, asta și asta. Dar, dragii mei, se spune în lumea afacerilor că dacă vrei să faci bani, trebuie să vezi numai bani, bani, bani. Și bani faci. Credeți că există performanțe în sport fără a te îndelungi total? Așa e cu toate privințe. Numai că ei fac pentru o cunună care se vestejește, pentru niște plăceri de o clipă, noi facem pentru mântuirea oamenilor, slavă de Domnului. Slavă Domnului. Și să mai spun și de o răspandă eternă, nu-i slujire mai frumoasă decât slujirea asta. Să se mântuiască oamenii prin tine. Prin cântarea ta, să înviorezi, să ridici. Prin mesajul tău de îndemnare, să știi că ai câștigat pe cineva. Prin rugăciunile tale, să știi că cineva a avut în sfânt în plan spiritual. E mare har să te angajezi în Dumnezeu. Nu-i slujire mai înaltă, chiar dacă e vorba de ușieri. Ăștia sunt fața prima a bisericii. Cineva a fost întrebat, o, ce te-a atras? Și unul se crede că predicatorul zice, nu. Oamenii de ordine, așa m-au primit, cu atâta bucurie, cu atâta amabilitate, încât mi-am dat seama că nicăieri nu seamănă asta cu zâmbetul acela comercial de la magazin. Era ceva acolo. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să facem slujba cu bucurie. Amin. Asta înseamnă și să ne ajutăm unii pe alții. Dar să vă dea cu Dumnezeu harul să creșteți spiritual. Amin. Să
vi se desăvârșească darul, cunoașterea, inspirația. Și veți vedea cum Dumnezeu vă va desăvârși. E drept că vor apare uneori și încercări, diferite probleme pe parcursul slujirii, dar toate acestea lucrează o greutate veșnică de slavă. Mă opresc aici, dar țineți minte cele patru, da? Dacă nu, cei cu darul de îndărâre m-am amintit la ceilalți. Curăție, cunoaștere, chemare, cerească și creștere spirituală. Dumnezeu să vă dea harul acesta. Împătrit. Amin.